Încep. Unde era soțul dumneavoastră? Ce făcea? Pază. Pază în acea pădure. A mers la pădure? Da. Când ați vorbit ultima oară cu el? Ultima oară mi-a trimis el un mesaj la 18.42, prin care îmi comunica că i-a prins pe hoț înainte să intre în pădure. Iar din minutul următor mi-a mai răspuns la telefon. Din momentul acela nu ați mai știut nimic? Nu, absolut nimic. De la cine ați aflat că a murit? De la părinții mei. Undeva la 22-30. Nimeni n-a vrea să răștea. Mă care să-mi zic că e de la colegi din investigă spre noi. La cât timp de când ați primit mesajul? Mai bine de 3 ore jumate. Mergea destul de des în pădure, era sunat de foarte multe ori să primească aceste alarme că ar fi hoți de lemne în pădure? Cred că cea pază de dimineață până seara, mi-a plecat și noapte de acasă, dacă primea telefoane duminica. Deci asta înseamnă pază și iar pază. Ce le-a spus copiilor? Copiii știu adevărul? Cele mici nu știu cum te-am făcut, că vrea să mă văd strigă, să rupe sufletul când le-au din gemenele de una. Dar cea mare, aici este problema ea, foarte afectată. Este consiliere psihologică, dar și foarte greu. Faceți consiliere psihologică? Da. Ea știe adevărul? Știe ce s-a întâmplat? Inițial eu mi-am spus, decât că a fost un accident în care tati și-a pierdut viața și mai multe detalii nu. Sunt protejat-o ca să nu prindă ură pe oameni și să o protejez să fie cu sufletul împăcat. Dar după prima zi de grădiniță, deși două săptămâni am dus-o, după prima zi de grădiniță, când a venit, mi-a reproșat că m-am uitat să îmi pușcat și să numesc. Deci copiii din grupă știau tot. Vă dați seama că e încălzitor. Și ce s-a întâmplat cu fetița? Spuneți că este foarte afectată. Întreabă de el. Nu, evită să vorbească despre el, dar se plânge așa ori în continuu sau mai mult seara și se leagă de lucruri vechi, care nu mai avem un cățel care se pleca de mult de la noi sau de asta sunt doar pretexte. Psihologul mi-l explică foarte bine, nu are curaj încă să spună că este dor de el, dar cu fiecare ocazie care o prinde, plânge foarte mult. V-am auzit povestind de unor colegi jurnaliști despre faptul că fetița a avut un șoc în momentul în care a aflat de la colegii ei ce s-a întâmplat. Ne puteți spune despre ce este vorba? Vă dați seama, să-i spună un copil de vârsta ei ce s-a întâmplat, a fost un șoc pentru ea și de atunci este alt om. Este mult mai mult amaturizată, mult mai rece, i-a apărut fire cărunte, e groaznic. A apărut fire cărunte în momentul în care a aflat adevărul? A fost un șoc de moment? Doamnă, bănuiți pe cineva? Știți cine sunt cei care l-au ucis pe soțul dumneavoastră? De cât ce se scrie și în presă. În cazul acele 3 persoane, 1, 2, 3, mai mult nu știu nici eu. Oamenii din zonă spun că ei înșiși sunt terifiați de mafia lemnului. Cum trăiți dumneavoastră sub această amenințare? Nu sunt amenințare din partea lor. Probabil că s-au atins scopul și ești mai departe de viață. Ce credeți că se întâmplă în acest dosar? Vedem atâta nepăsare, cei care l-au ucis pe soțul dumneavoastră încă nu au fost prinși, iar ancheta vedem că bate pasul pe loc. Exact. Din păcate, sperăm. Dacă de vreo, măcar atât să facă pentru noi să ne spun ce se întâmplă. Vă este teamă că nimeni nu va fi pedepsit? Cred că da. Dar avem încredere în Dumnezeu. El nu-l poate mitui nimeni. Procurorii au vorbit cu dumneavoastră? V-au spus ceva? Din presă am aflat chiar și faptul că a fost la nimeni nu a luat legătura cu dumneavoastră? Nimeni nu a venit la dumneavoastră? La mine nu a venit nimeni. Cât a fost dosarul la Baia Mare, am discutat cu procurorul o dată sau de două, dar de când a fost preluat cazul, nu mai știu nimic. Cine se ocupă de caz? Ce se întâmplă? Absolut nimic. Înțelegem că se zvonește și faptul că hoții de lemne ar fi mână în mână cu organele legii de acolo. Posibil. Fetița dumneavoastră spuneți că face consiliere psihologică în aceste momente. Da, suntem în anul.
Care este viața dumneavoastră acum? Vă ajută cei din jur? Vă ajută prietenii, oamenii? Da. Știm că aveați o casă în construcție începută de soțul dumneavoastră. Da, din păcate trebuia să plecăm de aici. Pentru că nu ne descurcăm cu petitele fără ajutorul să mergem înapoi în spre de unde suntem.